Din totalul de 87 comune din județul Buzău până la data de 15 iunie 2024 au fost finalizate lucrări de înregistrare sistematică în 7 comune: Cilibia, Luciu, Glodeanu Sărat, Mărăcineni, Cearoseti, Pietroasele, Gălbinaș și Vadu Pașii Parțial, cu o suprafață totală de 46.729,36 hectare. Ca și lucrări finalizate din cele 87 de unități administrative teritoriale până la data întocmirii materialului, la nivel de roate, integral au fost finalizate 7 roate, Cilibia, Luciu, Vădeanu, Săradu, Mărăcineni, Cearoseti, Pietroasele, Gălbinaș, iar roate va ocupa și Parția, pentru că un sector cadastral nu a fost contractat în ultimul contract și ultima licitație organizată de Agenția Națională, urmând să se organizeze o licitație. Suprafața totală pentru care s-au finalizat lucrările la nivel de roate este de 46.729 de hectare. Pe sectoare cadastrale s-au finalizat lucrările de înregistrare sistematică pe 141.426 de hectare de teren, reprezentând un număr de 912.076 de imobili. Adunate cele două modalități de formire a lucrărilor de înregistrare sistematică, la acest moment avem finalizat o suprafață de 188.155 hectare și un număr de 288.336 de imobili. Totodată, potrivit Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară, sunt în lucru lucrări de înregistrare în 69 de comune. În prezent se mai află lucrări de înregistrare sistematică în 69 de roate. La nivel de roate, în 12 roate, potriveam camerei, poștacul meu, ziduri, smereni, mers, stâmpi, pentru o suprafață de 61.017 hectare, iar la nivel de sectoare cadastrale, lucrările contractate de roateuri, având un număr de 57 de roateuri, cu o suprafață de 57.000 hectare. Programul Național de Cadastru și Carte Funciară are drept scop înregistrarea gratuită a tuturor proprietăților din România în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, realizarea planului cadastral și deschiderea cărților funciare la nivelul tuturor unităților administrativ-teritoriale.